Urmează emisiunea Hai să ne căsătorim. Menționăm că fiecare pereche formată în cadrul proiectului va intra în concurs, unde marele premiu este o foaie de odihnă pentru ambii la mare. Cuplul câștigător va fi ales chiar de telespectatorii care își vor exprima votul pe pagina de Facebook. La mare vor pleca îndrăgostiții care vor acumula cele mai multe voturi. Baftă tuturor! Bună seara și bine v-am regăsit, dragii noștri telespectatori ai postului de televiziune TV6. Făceți-vă comos pentru că dăm start acestei emisiuni. Din start facem cunoștință cu potențialii noștri miri, Adrian, Vadim și Ion. Irina principală este o fată minunată care îi spune Elena. Rămâneți alături de noi pentru că dăm start acestei emisiuni cu genericul Hai să ne căsătorim! Elena, 23 de ani, este casieriță la o benzinărie. Are însă ambiții mari, visează să-și lanseze propria afacere, probabil un salon de coloristică. Filmează secvențe video pentru Instagram și TikTok. Are un hobby să doarmă pe săturate. Recunoaște că bunăstarea materială pentru ea nu este nici pe departe pe ultimul loc. Caută un tânăr înalt și simpatic, de dorit cu automobil, apartament și un salariu de 2000 de euro. Preîntâmpină că nu va admite ca cineva să-i dicteze ce să facă și ce nu, inclusiv ce fel de fotografii sau video să placeze în internet. Elena s-a despărțit de fostul iubit după o relație de 2 ani din cauza pasiunii acestuia pentru alcool și numeroaselor datorii pe care le avea. Bună seara, dragii noștri telespectatori. De altfel, astăzi avem o ediție mai specială, pentru că în rol de pețitoare într-o premieră absolut am invitat-o pe cea mai frumoasă colegă al cântecului, Tatiana Heia. Salut! Salut, draga mea! Bine v-am găsit, dragi telespectatori! Ai emoții? Sunt suficient de emoționată ca să contribui în cea mai bună direcție, să găsim un mire potrivit pentru fata noastră. Aici trebuie să vii cu niște gânduri, cu niște sugestii pentru cum ar trebui să fii, cum să-ți dai seama dacă este dragoste orba. Îți dai seama că eu am un pic de experiență. Dar vorba aia. Dar atunci de câți ani ești căsătorită? Noi am celebrat 6 ani de căsnicie și de altfel o celebrăm anual ca să păstrăm intensitatea asta emoțională, știi? Pentru că tu ești exact persoana potrivită care știi cu siguranță cum sunt bine a fi artist, mamă și soție, pentru că deseori nu uităm, job este job, a fi mamă este mamă, dar trebuie să ții și bărbatul bine. A, e o mare artă, tu știi că e foarte, nu e simplu deloc, e complicat, dar e și frumos și e și posibil, nu-i așa? Noi am demonstrat lucrurile astea, dacă o faci totul cu pasiune, cu sinceritate și cu implicare și cu hărnicie. Tocmai de-aia te-am invitat ca să ne povestești ce înseamnă pasiune, cum să menții această pasiune, dar hai că îmi povestești în cadrul acestei emisiuni. Hai să o salutăm pe cea care este eroina noastră principală pentru această seară. Elena, salut! Bună seara! Tu ești originar acum din suburbia orașului Chișinău, vii dintr-o familie cu din 4 copii și cel mai important, tu mai ai și o soră geamănă. Da, corect. Ea este măritată? Da. Da. Ce înseamnă? Da, cum ar fi încă un copinaș, da, nu? Da, încă un copinaș. Nu, făcut, dar o să fac. Cum nățica, ce bine de soră de geamănă? Ai zis că ai fost și peste hotar. Ce ai făcut acum? Am lucrat, dar. În calitate de? Da, la curățenie. Mm-hmm. Dar cine te-a îndemnat? Cine a venit cu sugestia? Hai că am putea câștiga. Prietena mea cea mai bună. Și de ce ai rămas acolo? În România ai fost, nu? Da. Nu departe. Da. Și de ce stai doar 2 luni? 2 luni, dar mai fost 3 luni, dar nu pot stau mai mult pentru că lucrez cu biometrică. A, tu nu ai pașaport României, dar ești tentată cumva să emigrezi. Da, vreau. Mm-hmm. În 23 de ani împliniți. Zici că te mândrești cu faptul că ai permisul de conducere? Da, am luat zilele astea. Felicitări! Mulțumesc! Și mașina ai? Mașina tot, va fi. Va fi. Da. Dar ce faci tu? Din ce, nu știu, din ce trăiești? Care eu este? Eu lucrez. Mă întrețin singură, adică nimeni nu mă ajută. Singură. Tu muncești în casier. Lucrezi, da. La o benzinărie. Uh-huh. Și acolo de obicei vin mai mulți bărbați. Nu mai bărbați. Oare nu ai găsit pe cineva potrivit? Zici, te uiți așa din start. Aha, ce mașină are? Tu din start o vezi. Dar nu mă acces eu la lucruri, lucrez. Eu nu mă uit la... Nu mă acces, dar vreau ca bărbatul meu să aibă salariu, 2000 de euro. Da. Unde ai văzut 2000 de euro un bărbat la noi în țară să câștigi? Ei,
sunt. Nu, ea are emoții, fata, de atâta și... E că e singuric, bravo, veniți, singuric. Eu am avut o experiență în cadrul unei benzinării. Am fost invitată ca să servesc cafea în cadrul acestei zile internaționale de cafea și să știi că fata are dreptate. Nu e timp să stai, să dai de un ochi. Băi, oamenii vin foarte grăbiți. Păi tu nu mai ai timp, că tu erai ca barista. Deci, dar ea ar trebui să ai... Stai, cafeaua pe tine, nu? Jur, eu spuneam, zic, aveți o cafea gratuită la care oamenii spuneau, nu vreau cafea. Eu zic, doamne, erau intimidați, erau... Și de aia te crede, iubita mea, că e greu să găsești un băiat în așa circumstanță, da? Dar unde mi-e ușor? Unde mai ușor? Bună întrebare! Noi la emisiune. La noi eu știu unde mai ușor, da. Pentru că a noastră este... Da, Elena, tu, ia zi tu, eu știu că ești așa, un rate TikTok și că acum... Ai spus un pic așa înspre... TikTok și mai stai și pe Instagram și acolo sunt flăcăi mulți. Da, sunt mulți. Și? Da, acolo tot scriu. E mai bine când... Dar ce scrii de obicei? Hai, salut, te iubesc. Pentru că pe timpurile mele nu era Facebook. Acolo e abordarea mult mai ușoară. Atunci când eram nu era Facebook, era numai da. La clasnic. Și aia mai târziu. E mai bine când cunoști persoana real. Pe internet acolo scriu mult. Toți sunt curajoși, toți scriu îndrăzneți, da, toți promit. Asta știu eu cu siguranță, că noi ne place să povestim despre toți și mai puțin să fim nepovestiți. Bun. Așa mi-am luat-o la... Elena, dar cum ar trebui să fii bărbatul potrivit? Tot în viziunea ta, cam ce vârstă ar trebui să fii? Contează vârsta, contează locul în societate și capacitatea de kilograme? Că acum în ultima perioadă toți m-au zăpășit kilogramele. Nu cam contează vârsta, dar până la 30, adică... Adică tu nu trebuie vreunul de 60? Nu. Dar de ce? Am uit la mod acum. Nu, nu-mi place. Cred că sunt tânăr, da, până la 30. Dar ce job să aibă? Ce să muncească? Dar nu contează ce să crezi. Contează să aducă un salariu bun. Cum nu contează? Stați o lucru, cum nu contează? Tu vrei să ai mai mult de 2000 de euro și pentru tine nu contează ce muncești el. Dar dacă e hoț? Nu mă interesează. Chiar dacă este poate hoț? Poate să duc sfurii, fă și vrea de banul. Da, ar fi dorit. Fii atentă ce-ți dorești, deoarece ai foarte pronunțată casa 8-a și partenerul tău este în această sferă. Îl vei găsi. Deci casa 8-a poate fi interpretată atât constructiv cât și destructiv. Constructiv sunt afaceriștii, medicii, persoanele care sunt implicate în profesii periculoase, care ajută societatea, care merg în riscuri. Destructiv, într-adevăr, sunt hoții, criminali, ucigași. Deci fii atent când zici că mi-e tot una bani să aducă. Mi-e strane pentru că tu ai trecut printr-o perioadă destul de dificilă, ai avut o relație frumoasă care a durat 2 ani, dar nu-ți plăcea pentru că acel bărbat consuma alcool, el și consuma singur sau mai bine cu prietenii? Prietenii, nu singur. Bun, noi toți consumăm, ci consuma dar excesiv? Dar chiar singur, pe dat chiar. Pune-i și tu lângă dânsul și nu, mersi. Bun. Dar ce făcea el, că am înțeles că avea credite, da? Da. Ce se ocupa? El lua cred că el vrea telefon și mai performanță. Ah, deci așa, pur și simplu. Da, poate la doleanța ta, poate să-ți exact. Făcea pe tine, da, să-ți aducă cadouri scumpe, nu, da? Eu singur mă întrețin. Eu cred că la doleanțele dorea să provoacă impresie, să provoace impresie, că el este un băiat material bine poziționat. Deoarece asta sunt preferințele. Da, spune-mi, te rog, pe TikTok, tu zici și pe Instagram, faci videouri, tema anumită, ori așa cum m-am trezit, am băut cafea, uite păsărica, eu te-i mătă-ți cuibul. Dansez. Tu dansezi? TikTok. Da, ce dansuri populare? De toate muzicele. Vezi că fata e plină de stil, de atitudine. Eu să știi că am văzut-o te-am văzut în camera de machiaj și a intrat așa, am simțit o energie puternică la tine. O fată așa, exact, cumva te-am simțit că dorești un bărbat mai periculos, sincer. Așa ești foarte... ai caracter. Eu asta am citit din prima. Periculos cu toată lumea. Dar tu pe mine nu poți să mă citești. Ei, tine toată lumea citește. Pericol în picioare. Dar tu îmi pari foarte ambițioasă, sincer. Dar cum a spus colega noastră, să ai grijă, pentru că această ambiție uneori te duce în extrema aia care nu realizezi de multe ori că provoacă pericol în viața ta și pentru siguranța ta. Dar cu siguranța ei știi care e? Care? Că mărit în cadrul acestei emisiuni. Eu cu Taniușa Achegia venim și îți cântăm la nuntă gratis. Extraordinar! Așa, mă, din contra, mă, dacă o să ai un mire bogat, pun și tu o taxă, mai. Din partea televiziune venim, dar ce? Facem și noi acte de caritate. Spune-te-o ce zic astrele. Într-adevăr, este marcaj pe casa 2-8 și ești născut în zodia Fecioare. Chiar îți dorești un bărbat practic, un bărbat financiar stabil, un bărbat care, după cum consideri tu, va avea grijă de tine, mai ales material financiar. Dar am să te dezamăgesc. Cu timpul ai să devii tu femeia puternică, care ai să te descurci cum și te-ai descurcat timpuriu. Mai puțin ai încredere pe sentimente, ești mai puțin emotivă, deci ești o persoană extrem de practică.
este de dorit un bărbat din zodia Scorpion, Leu, Fecioară? Vedem astăzi în cadrul emisiunii. Păi ea și singură, da? Este Fecioară. Este Fecioară, dar are trei planete în semnul zodiacal. Bun. Atunci dăm start acestei emisiuni și vreți să-l cunoaștem pe potențialul medic cu numărul 1, să vedem el în ce planetă și cum e și cine știe, poate tocmai este el cel mai potrivit pentru Elena. Rămâniți alături de noi! Andreea, mă numesc. Elena. Țin, asta te înștiin. Mulțumesc. Frumoasă ești. Și aceasta. Da, ce și jumpani. Așa, așa e, așa. Așa, așa, ce-ți văd. Adrian, 27 de ani, este fotograf și videograf din satul Mihăileni. Câștigă bani din filmări la evenimente și ceremonii. Consideră că are o profesie rentabilă și este mândru de ceea ce face. În viitor vrea să-și procure un apartament și încă un automobil. Este pasionat de sport, îndeoseb de natație. Caută o domnișoară cinstită căreia să-i placă fotografia și filmările. Este important să nu aibă copii din relațiile anterioare. Adrian, la rândul său, își dorește doi urmași. Cu fosta aleasă nu a avut mare noroc. După o relație de jumătate de an s-au despărțit, iar ea a plecat să trăiască în altă țară. Adrian, bună seara! Bună seara! Vai, de ce frumos te-ai pregătit și mai ales ești într-un domeniu de activitate, datul în care și noi cu Tatiana muncim, da? Să petrece private. Tu ai venit, cu ce ai venit? Cu cadou pentru dumneavoastră. Ia, dar ce cadou ne-ai dus? Ce cadou să spun? Mulțumim din suflet. Aha, țineți pentru doamna Leonța? Băi, văzut la mine altă cutie. Mulțumim din suflet. Așa. Mulțumesc. Mulțumesc. Așa. Eu trebuie să mă gustiu. Aha. Și eu știi preferința mea. Mulțumesc mult, Adrian. Sfieță nătoasă. Mulțumim. Tot te uiți. Sigur că da. Tot e preferința mea, apă acolo. Hai să o dau după emisiune. Mulțumim pentru daruri și hai să începem să te luăm la întrebări, de altfel așa este regula în cadrul acestei emisiuni. Tu ai 27 de ani, da. Ești băiat de la Nord, apropo am fost în satul tău și nu numai odată. Mihăileni, da. Da. Și ce, la Mihăileni nu sunt fete frumoase? Sunt, da. Știți cum. Sunt, dar nu umblăm la dânsul. Da. Dar de ce? Păi de scăsărite, dar îmi pare. Dar vorba aia cu prima dragoste la școală, din clasa 1-5. A fost? A fost, în trecut. Și care a fost impedimentul? De cine ați ajuns la o nuntă? Așa s-o primit, așa au fost astrele, stelele. Nu zic cu astrele că i-am ușa să spună. Ia zi, înseamnă că tu despre asta spuneai în anchetă, că ai avut o relație, dar ea a plecat în altă țară. Da, nu ne-am... Cu caracterul, nu erați compatibil. Da. Dar știi ce? Pentru că tu cred că lucrezi la nunți, nopțile nu ești, dar o femeie vrei pupată la timp, că dacă nu pup tu, ți-o pupă altul. Da, trebuie și bani, trebuie pus ceva pe masă de mâncat. Dar tu știi că eroina noastră își dorește un bărbat, spune sau nu contează, poți să vii o dată în lună acasă. Principalul să aduci salariu, 2000 de ori tu câștigi? Da. Și atunci când e pandemie, cum de altfel am stat și noi toți muzicanții acasă, cum? Tot, știi. La rezervă pe la. Dar cum? Știi, uh-huh. Școală de fotografie, tu ai casă proprie, da. Pe care vrei cu mare drag să o împarți cu alea sa inimii și cel mai important e spus în anchet că ai automobil. Iar Elena chiar acum a ridicat carnetul de... permisul de conducere, corect? Și încă o asemănare faină. Caută domnișoară cinstită care îți placă fotografia și filmările video. Ceea ce faci tu, Elena. Da, filmări video pe TikTok. Știi? Da. Mă rog, știi. Dar tu nu ești gelos? Nu, depinde și cum. Știi că cu Instagram-ul ăsta te mai scrie mușu. Una, doi, le, trei. Nu, dacă ești gelos, înseamnă că iubești. Tu așa crezi? Dacă ești gelos, înseamnă că ești posesiv. Dacă ești gelos, înseamnă că nu ai încredere în sine. Dacă ești gelos, sunt foarte multe. De ce, de ce, consecințe. De ce? Dar ce eu recunosc, eu greiesc cu mulți bărbați în spațiu online. Și ce e? O dragoste, asta nu înseamnă că eu l-aduc acasă la mine. O dragoste sănătoasă presupune un contact sincer și un contact de încredere, o relație de încredere. Dacă te alege ea pe tine, tu o iei la tine acasă, unde o iei? La Mihăileni. Te duci? Nu, eu vreau aici, nu stres. Ai cartieră? Apartament. Ai cartieră? Tu ai? Nu am. Dar eu, asta fixă, eu mi-a fost în Paris, nu, dar mai la bun. Lăsat în Paris. Lenuță, lăsat în Paris, da? Nu. Dar de ce? Da, eu te. Nu-mi place, eu aici lucrez, eu aici am tot, vreau în sat. Dar și eu am acolo
Acolo nu o să am posibilitate să lucrez. Nu mai vedem. Eu cred că e de vreme, da. Muncești, eu vreau să lucrez. Nu, ea nu e tipul care să stea acasă. Ea vrea să muncească, vrea să... Uite, dar eu propun altceva. Ea dansează foarte bine. Tu poți să iei cu tine, nu știu cum. Dacă eu îmi dansească, nu are nicio problemă. Am un dans venit. Eu cred așa, că un bărbat care își dorește, obține. Eu cred că în orice caz, dacă te iubești cu toată sufletelul și cu toată inima, nu contează unde e domiciliu. Găsesc posibilitate, cum trăiți. Alenuța, mie și cu mine cu foto. Tu și fotograf, tu anunț. Mi-e place să pozez ca tare. Da, și facem bani împreună. În pauză să pozez, da. Ai dorit așa ceva, nu? La ceremonie, ca să întâlnim cu doamna Lenuța la ceremonie, pe anunț. Da, cu mine mai des vă vedeți pe anunț. Tu ai zis că calități proaste nu ai. Nu, nu fumez, nu servez, categoric. De ce? Ai încercat și ai... Da, vine nu e de mine. Nu e de mine. Dar are un hobby. Aici vreau să... Da. Ce sport practici? Hobby. La not. La unde e? La Mihailin? Este bazin? Da, este Bălț, este la Drochea. Și tu ești... Nu, când am timp posibil, ca nimeni așa. Dacă când așa, la mare, la iaz. Copilăros ca copilăros, dar... Mentalitatea ar zice ca alții, nu știu cum. Dar ce a zis mama când te-ai pornit la televiziune? Succes! A zis că contează vârsta, vezi, să nu iei bătrână, să nu iei pretânără, să nu contează. Dar tu ești mare, știi. Da, dar chiar, serios, pentru că tu ai o vârstă deja, aproape de 30 de ani, deja un bărbat care știe cu siguranță. Da, ce-o mai rămas? Contează vârsta? E vârsta pentru cine? Pentru tine. Da, contează. Dar locul în societate, ce studii are, contează asta? Principalul să aibă 7 ani de casă, să fie educat. Pentru mine are importanță, domnișoară, să fie, să aibă o anumită cultură, o anumită educație. Banii îți câștig, 2000 de euro, el stabil le aduce acasă. Pe lună. Da, dar tu ce vrei să faci cu atâția bani? Nu să îi îngrămădesc. Trebuie să faci contabilitate. Da. Unde locuiești acum? La Michelin. Am casa în mine parte. Acum? La nord. E tare frumos. N-a fost niciodată acolo. Foarte frumos. Eu am fost numai odată. Dacă festival, dumneavoastră când ați spus, când ați venit la noi în sat, când are, dar eu am pus pe TikTok, pe Instagram, că ați veniți în ziua aceea, da. Și eu auzeam muzică, că eu trăiesc chiar lângă parc acolo. Da, trebuie să muncești foarte mult și doar din calitate ceva, din deputat doar de la așa bani. Să știi că Adrian este născut în semn zodiacal berbec și berbeci, într-adevăr, sunt bărbații cei riscanți, care merg la riscuri, care merg și aduc hrana acasă, deci după vânătoare, deci care sunt axați pe propriile interese. Dar el este un berbec mai delicat cu ascendent în rac. Și oricum se va merge după femei, după soții, are necesitatea să fie ghidat, nu vă supărați, are necesitatea de a se baza într-o oarecare măsură pe o femeie extrem de practică, în principiu cum ești tu. Eu cred că ați putea să formați un tandem, fie profesional, fie de prietenie. Nu cred că de căsătorie. Dar de ce? Adică, ultima ce vorba frumos am mai zis. Pentru că văd horoscoapele. Tu ai 27 de ani, tu deja vrei o familie, da, nu? Sigur. Dorești copii, deja ești cumva pregătit, da? Copt, știi vorba aia. Da? Îți dorești? Da, foarte mult. Dar tu, Elena? Te gândești la așa o posibilitate? Vreau să strângi bani. Da. Dar copilul am zis că la 25, da, da, că se poate. A, e aproape, nu e problemă. Toate chestia, dacă tu dorești una și tu alta, în momentul în care, dacă o să fiți compatibil, credeți-mă că o să găsiți un mijloc de aur ca să fii bine. Da, dar mi-a plăcut cum ați zis, că Elenuța, să-mi iași cu mine cu foto. Da. Pentru că asta câștigi foarte mult, dacă îți dai interes. Foarte multe, noi lucrăm în domeniul ăsta, foarte multe cupluri, apropo, au jobul ăsta. Și 2000 să facem. Dacă suntem sărăiți, suntem tinerii. Mi-a plăcut, de tot. O venit Adrian de atunci. Eu îți propun așa, mergi cu mine, nu te lăsa acasă, da. Boșești. Îți dau casa, masă, tot facem împreună. Și dacă o să fii bani, vii la Chișinău cât mai des, faci această tur. Nu e o problemă, da. Tu cum o convinge, Adrian? Auziți cum o convinge, Adrian? Da. Adrian, eu îți mulțumesc pentru că ești în cadrul acestei emisiuni și bărbatul, tot timpul am zis, este un fapt, doar prin fapte poate demonstra unei femei dacă își merită locul alături de ea în drumul vieții. Eu te invit în scenă pentru că vrem cu toții, cu siguranță, să vorbim ce surpriză a pregătit Adrian pentru frumoasa noastră, Elena. Rămâneți alături de noi!
ești tu. Și mă cheamă Andreea. Nu-i minte asta. Bravo! Bravo, mi-e plac bărbați din ăștia care din start au zis că eu la da, s-a arătat capacitatea. Sper că cine știe, poate tocmai pe tine ea te alege. Între timp succese, mare Adrian, și te aștept în camera de ședare. Iar tu revin înapoi pe platou de filmare. Mie mi-a plăcut acest invitat. Potențial mire cu numărul 1, Adrian. E educat, are un job în care câștigă, știe cu siguranță ce își dorește, are o casă deja ca proprietate, în care nu, el nu te chema să treci la cămin cu dânsul, cu o bucătărie comună. Din start, are automobil, ți-a zis că te ia cu el oriunde și te va face fericită. Ți-a plăcut? Da, frumșel. Ionța, dar ai avut relații anterioare, până acum, vreo relație așa serioasă? Da, am avut. Spune-mi, te rog, în relație îți place tu să ghidezi, tu să fii aia care conduce? Sau totuși vrei să, sau vesie să te bazezi până la urmă pe un bărbat puternic? Mie îmi place să conduc, dar să nu se observe asta. Tot să fie reciproc, adică eu spun, el să asculte și să fac concluzii. Înseamnă că Adrian este varianta perfectă pentru tine, din punctul ăsta de vedere. Da. Elena, dar dacă apare un bărbat și zice, ok, eu îți ofer tot, mă căsătoresc cu tine, dar am o condiție. Ți-ai șters TikTok-ul, Instagram-ul și ne acorzi doar mie atenție. Mă iubești numai pe mine, îmi vorbești numai cu mine și atât. Și câștig 5.000 de euro pe lună. Dar îți dau bani. Da, o să fii de acord. Așa. Pațan scazal, pațan zdiara. În timpul dansului am văzut că erai foarte cochetă cu el. Zâmbeați cumva, ceva, ai râs, cum te-a... Și ți-a zis? M-a întrebat cum am ajuns aici, am zis că mai fost, eu nu am mai fost. Și asta dacă ați fi cu mine, ați fi tot bine. Încerca să te cumpere, da, frumos. Da, mi-a plăcut. Eu te-am văzut cumva foarte așa, slăbită, emoțional, știi? Mai, fii atent, că noi toate trebuie să suntem căsătorite deja și știm cu siguranță că îți trebuie ani, așa primi câțiva ani acolo, e dragoste și pătură și totul, viața în rost. Pasiune. Iar după aia îți trebuie un bărbat în care să ai încredere pentru ziua de mâine. Așa e, foarte important. Deci la început este pasiune, după aia vine dragostea. Dar oricum, Adrian e un bărbat cumva de genul familist. Da, studentul drag așa este, de regulă. Eu familie, da. Vreau soție stabilă, vreau așa copii, vreau da. Familie, ăla care agonisește, care duce la familie. Și tu, ideea că tu nu vrei, vrei la Chișinău, crede-mă, dacă sunt posibilități și în timp, tu o să obții acea dorință de a te muta la capitală sau în alt oraș. Pentru că totul se face până la urmă împreună și amprenta ta ca femeie e una puternică, dacă o să poți și să ai talentul ăsta. Mm-hmm. Dar eu propun așa pentru că mai avem încă doi potențiali miri care nu urmăresc acum acolo din camerele lor de așteptare, așa că haideți să-l cunoaște pe potențialul miri cu numărul 2. Bun, gospodin, trebuie să-ți ofer aceste flori în dar. Mulțumesc. Vadim, 31 de ani, este un vocalist care își caută iubirea. După ce a absolvit conservatorul, Vadim s-a angajat în corul Moldova de la Teleradio. Desigur, se vede cândva solistul vreunui grup sau ansamblu. Există însă o problemă, recunoaște că e cam leneș și timid. De aceea, are nevoie de cineva care să-l motiveze mereu. Cea mai serioasă relație amoroasă a lui Vadim a durat jumătate de an. Cei drept a fost în adolescență. După asta, nu i-a prea mers cu fetele. A venit la emisiunea noastră ca să-și găsească o tovarășă de viață, o domnișoară activă, capabilă să ia decizii de sine stătător. Vadim, bună seara! Bună seara! Bun. Vreau să vă ofer acești trandafiri minunați. Mulțumim! Mulțumesc tare mult! Ce bărbat, mulțumesc! Tu ești colegul meu! Colegul nostru. Eu când aud Teleradio Moldova, știi, asta e... Vadim, mulțumim pentru Floria și ce să spun, în primul rând vreau să-ți mulțumesc că ești în cadrul acestei emisiuni, pentru că tu ești colegul nostru de altfel de cântec. Ești absolvent al Conservatorului Facultatea Pedagogiei Muzicale, iar în prezent muncești în capela corală al Teleradio Moldova.
Corect. Dar de câți ani ai carne de muncă acolo? Din 2014. Veteran? Este un pic. Da, muncești și pe la anunț? Pentru că eu ce să te întreb? Asta este jobul nostru, din asta noi câștigăm. Ori te bazezi doar pe salariu? La anunț încă n-am încercat, fiindcă eu mai mult iubesc genul estradă. Popular... Bun, popular pe eu, dar ea când la anunț cântă estradă, foarte mult. Da, dar trebuie să ai și, și repertoriu și de popular. Nu te primești doar numai cu estradă. Nu neapărat, dragul nostru coleg. Acum e o tendință ca fiecare să facă meseria foarte bine, da? Dacă cânti muzică ușoară, e suficient să faci foarte bine. Așa că te încurajez să nu te lași pe tânjeală. Vreau să te întreb pentru că Irina noastră își dorește un bărbat care este financiar foarte și foarte bine pregătit, cu un salariu de 2000 de euro, atât un salariu... Tu ești bugetar. Da, lucrez la stat. Ileana, întreabă-l ce salariu are și vezi dacă îți convine. 2000 de euro nu am. De cât ai? Cât ai? Mult mai puțin. Cât aproximativ? Nu, în jur la 5000. De? Așa, de lei. Dar tinzi să câștigi mai mult, nu? Dar în afară de asta mai cânt și în corul bisericesc. Acolo plătesc? Se achită? Se achită? Desigur. Da. Vadim, tu ai o soră care este stabilită cu traiul în străinătate. Da. N-ai fost cumva tentat și tu să emigrezi? Pentru că tânăra generație își dorește să aibă mai mulți bani, să aibă vizualizări și mai puține realizări. Pentru că acum, acum chiar nu contează ce ai realizat tu în spațiul public sau cel privat. Da, dar pe mine nu mă atrage nimic în străinătate, fiindcă aici este muncă. Ce te ține aici? Doar că ești la radio și la biserică? Îmi place domeniul artei și aș vrea mai departe să lucrez în acest domeniu. Poate... Bun, ca să lucrezi, da, dar ce? Că tu, băi, un om își dorește, vreau să-mi procur un apartament, vreau o mașină, vreau să merg, nu știu, să merg într-o vacanță. Nu în zadar tu ai scris în anchetă, sunt cam leneș. Da, și mi-aș dori o femeie care să-mi dea un imbold și tot să mă pun. Hai, adă-i, fă-i, pune-i. Corect am înțeles? Da, sunt un pic, da, leneș. Păi așa și îți primești, trebuie să te înfiezi vreo femeie. Hai, dragul meu, hai să facem, hai, nu, hai, cât să dau? Nu, și eu singur pot să hotărăsc o anumită întrebare. Sunt persoane mai timide, sunt persoane înalte, mai piele și să facem, așa e viața, așa suntem noi oameni. Nu putem să simtăm tot una, sau... Tu, în prezent, ai 31 de ani împliniți, dar ultima ta relație pe care crezi tu că ar fi să o povestești în public a fost acum când aveai tu 14 ani? Da. Ultima dată te-ai îndrăgostit? Asta a fost prima dragoste. Dar ultima asta, când a fost? Asta, și cea mai puternică, da? Prima, da. Dar după asta am mai urmat încă așa una mai serioasă a fost... Avem în jur de 24-25 de ani. Și de ce nu ați ajuns la altar? De ce nu v-ați căsătorit? Ce nu am ajuns? Fiindcă domnișoara atunci era pregătită pentru căsătorie, însă eu învățam atunci, încă nu eram pregătit de a face pasul acesta. Și acum unde este domnișoara? Ea, după cum am aflat, s-a întors la fostul ei iubit. Ea până la mine deja a fost într-o relație. Dar, Santa Barbara. Dar după cum am aflat după ce noi ne-am despărțit, ea s-a întors la fostul ei. Bun, Vadim, dar atunci a trecut încă 6 ani. Ce ai făcut în 6 ani? Am mai avut și unele aventuri cu alte fete, dar mai a durat mai puțin. De ce nu durează mult? Fiindcă... Cum crezi tu? N-am găsit potriva sufletului meu. Dar cum trebuie să fii potriva sufletului tău? Uite, eu zic așa, vreau un bărbat cu ochii verzi, fie înalt, nu știu, să cânte ori să vorbească, nu știu, la televizor. Cum crezi tu? În viziunea ta, cum ar trebui să fii partenera sufletului tău? Să fie inteligentă, blajină. Blajină, asta e de la biserică, trebuie să iei una din aia care se roagă, da. Și o pui acolo stea. Tu orică nu e sigur, dar după experiența lui de 7 ani la teleradio, eu aș socoti că ar trebui o leacă mai izghit, mai...
El fiind un băiat foarte timid, eu cred că timiditatea ar fi un factor care te-a făcut să te mulțumești cu faptul, cum ai spus tu, doar când la biserică și în cor. Eu cred că asta e timiditatea. Ești foarte timid și în relații și cred că asta te-a făcut să nu găsești acel om blajin, pentru că nu poți un om timid să-l împerechezi cu cineva care e extrem acesta, cu toate că s-ar putea să ai acest paradox. S-ar putea, dar nu va suporta. Nu, dar în corul bisericesc, doar toți sunt fete din alea blajine, cum cauți, cu minte, de ce nu a mers acolo nimic? Toți foarte mult contează aspectul fizic. Da, Vadim, contează aspectul fizic, pe lângă ce e conținut în interior, că este un suflet plăpând, că este o domnișoară care știe să iubească, care știe să iubească nu din cauza că se câștigă 2, 3 sau 5 sau nu mai știu eu cât, dar pentru că este persoana alături, să iubească necondiționat. Bun, să se orienteze după cum? Să fie frumoasă, să aibă ochi frumoși. Înseamnă că te-ai despre mine. Nu numai trupește, dar și sufletește. Nu i-am menționat. Să fie și inteligentă și într-o familie bine educată. Bine educată și să nu fie băgăcioasă. Și să nu fie băgăcioasă, să nu se... Cu bun simț, să nu încalce granițele. Asta tot este un criteriu destul de important pentru... Ia stați un pic. Vadim, tu ai zis de inteligentă. Asta se referă doar la ceea ce înseamnă studii, pentru că a noastră a absolvit doar 10 clase. Dar ea este foarte axată pe TikTok, pe Instagram, are... Cum se numește asta? Follower? Are urmăritori. Urmăritori. Da, cum îți pare? Ai ei activitate? O agrezi? Destul de interesantă. Crești TikTok-ul și în corp bisericesc. De ce nu? Îți fac TikTok-ul, îți promovezi religia, vezi? Frumos, promovezi corul bisericesc. Ce să-mi faci story-uri frumoase, da. Video-uri frumoase. Tocmai de aia și zic. Sunt... E bine că experimentează și... E un artist, îți dai seama, e un artist. Da, și el știe ce vis are. Da. El are un vis și-ar dori tare, cumva ceva să se întâmple astrologic și vrea să cânte și el, poate, într-un ansamblu. Pe viitor vreau să... S-ai propus. Mi-am propus, da, să formez o... Deci dacă ești provocat... Dacă ești provocat, ești gata să fii în față, să fii imagine, atractă acest ansamblu, da, să ții publicul pe jar, ești gata, da? Ai și partea asta, care acum, da. Noi cel puțin... Eu cred că... Nu vedeți acum, nu vedeți. Vadim, eu cred că tu ai să reușești chiar dacă începi acum să te gândești la o echipă, anume la o echipă. Nu solo, dar să-ți alegi echipa perfectă. Vadim, să-ți fii într-un ceas bun, iar acum într-un solo te invit acum în scenă, pentru că vrem cu toții să urmărim ce surprize ai pregătit pentru frumoasa noastră, Elena. Cine știe, cine știe, iubito, cât de mult eu te iubesc. Strig la lună, strig la stele, unde ești, eu te doresc. Am să strig mereu cuvinte, numele tău cunoscut, ca să știe lumea toată, cât de îndrăgostit eu sunt. Tu sei la mia donna, o Madonna, tu sei o mio cuore, o amore, sarai per sempre mia, o Maria, te amo donna mia, Maria, Maria. Tu sei la mia donna, o Madonna, tu sei o mio cuore, o amore, sarai per sempre mia, o Maria, te amo donna mia, Maria, amor. Vadim, mulțumim pentru acest cântec minunat, pentru această interpretare. Îți dorim succese și neapărat vise împlinite, pentru că orice vis se face împlinit doar printr-o dorință imensă. Te invităm în camera de așteptare și m-aș bucura tare dacă Elena te-ar alege tocmai pe tine. Succese mari! Mulțumim! Ce distractiv și ce frumos a cântat Vadim. Elena! Dar ce? E altă reacție, vezi? Da, ai văzut altă reacție comparativ cu Adrian. Ia zi, ți-a plăcut, nu ți-a plăcut? Sincer? Da. Nu. De ce? Dați vă o șansă. Nu este stilul meu. E alt gen, exact. Te referi fizic, nu este stilul tău. Sau? Temperamental. Fizic, da, fizic. Sau temperamental. Nu, și fizic. Prima impresie, fizic, nu. Este foarte liniștit, dar cu caracter. Da, nu. Băiat cu caracter. Dar ți-a cântat cineva vreodată? Da. Da? La microfon? Chiar fostul meu. El era tot artistic.
Era artist? Nu, așa. Cânta karaoke. Da, cânta. Dar ce-ți cânta de obicei? De dragoste. A, reamintește-ne și nou, sau cântă-ne și nou. Cânt, dar nu știu, el singur de-al gătuia. Mie mi s-a părut destul de drăguț, un bărbat compătat. Dar dacă el primea mai mult de 2000 de euro? Dar nu contează. Nu contează. Păi tu nu ai spus de la bun început. Contează, că nu contează. Contează și nu contează. Stai, dar nu zis, stai, Iuliț, Chileana. Nu ai zis tot de la bun început, că pentru mine nu contează ce loc în societate are, care e capacitatea de kilograme. Deci, poate să ne aduc 2000 de euro. Nu ai zis tu așa? Să-mi plac mie. Okay, eu cred că maniera lui, felul lui de a fi cumva nu te-a impresionat, dar și asta e cumva reparabil în timp, știi? Bărbații foarte mult preiau multe din stările femei. Dacă femeia e mai nebunatică, mai provocatoare și ei devin mai dezinhibați, mai relaxați, își schimbă eu cunosc bărbați. Vorbește din prisma no, noastră. Fii dragă neutră, că ești prezentatoare. Hai să vorbim așa pur românește, la general. Cunosc foarte multe cupluri în care mirile sau mireasa din contra, un partener era absolut diferit decât peste 10 ani de căsătorie și între timp s-a degajat, a devenit foarte curajoși. S-a stricat. Foarte, da, cum îmi spune, s-a stricat. Știi, am zis că când am o regulă. Când zice cineva, vai, am trăit cu bărbatul meu 10 ani și el este un bărbat tăpleu și nu-mi place. Tu când te-ai măritat și l-a luat, era bun, da. Păi vezi, el cu tine s-a stricat. El era bun de stat. Elena, se află acum la vârsta când, uite, trebuie să fie... Acum, aici. Să se aprindă, înțelegi, să fie legătura aceasta la nivel de pasiune. Nu a simțit pasiune. Da, dacă de dată nu... N-ați simțit, atunci să-l cunoaștem pe potențial mire cu numărul 3. Ia să-l vedem. Poate tocmai el este persoana potrivită pentru frumoasa noastră, Elena. Rămâneți alături de noi. Salut! Mă numesc Ivan. Am făcut un mic prezent din partea mea pentru tine. Mă duc sână. Ion, 31 de ani, meșter faur mâini de aur. Poate să construiască o casă, să repare un apartament și deja de 8 ani este unul dintre cei mai buni șoferi din Chișinău. Recunoaște că din cauza jobului nu are prea mult timp liber, dar atunci când acesta apare, îl dedică prietenilor. Consideră că principala valoare în viață este sănătatea, cu toate celelalte, omul se poate descurca ușor. Dacă în viața personală totul se va aranja bine, Ion nu este împotrivă să se mute și la Chișinău. Este mândru de faptul că tot ce își planifică îi reușește excelent. Când a vrut să-și cumpere un automobil și l-a cumpărat și a pus în gând să facă reparație, a făcut-o. Scopul lui de astăzi este să-și găsească o mireasă. Relația precedentă nu a fost una tocmai fericită. Când s-a întors de la muncă din străinătate, Ion și-a găsit soția însărcinată de la un prieten. Acum ea îi mai scrie din când în când, el însă nu îi mai răspunde. Ion, bună seara! Bună seara! Ai emoții? Puține. De ce? Pentru că apare celor de acasă deseori care ne urmăresc, zic că, dar ce acolo mai vite vorbi, te-ai dus acasă la poveste? Acasă e una, un studio e tot altceva. Așa e, vezi ce studio frumos. El are emoții fiindcă a văzut mireasa. Exact. Și mireasa este frumoasă. Și l-a cucerit. Da, Ion? Da, zici că da. Tu crezi în dragoste la prima vedere? La prima nu, la două mă mai gândesc. În timp mai înainte mai credeam la prima dragoste, la prima vedere, însă acum cam... Tu ai venit să ne aduci niște flori, mulțumim. Mulțumesc tare mult, ce frumos trandafir dragul nostru. Primul candidat a dus flori mai mult se potrivesc pentru ceremonie funerară. Mulțumim din sufletel. Ia zi-mi, ce înseamnă meșter faur? Ce faci tu acolo? Faci reparații, da. În domeniul construcției, șofiezi, povestește-ne. Am avut un hobby după 9 clase, să fiu automacrageu. Am absolvit școala profesională, dar de lipsă de staj de lucru, cum s-ar spune, n-am fost primit la firme. Așa. După aia am decis și am plecat peste hotare. Cu cine ai decis și unde peste hotare ai fost? Peste hotare la Rusia am fost. Și de acolo ai câștigat financiar, te-ai pregătit? De acolo, moral, financiar, m-am pregătit și am studiat deja și domeniul construcției. Deci tu, cu siguranță, fără de lucru nu rămâi, pentru că dacă îți cunoaște această meserie, la noi Moldova nu tăți, mai ales vara, fac reparații, nu?
Vreau să ne povestești un pic despre viața ta privată, că cea publică o cunoaștem, da? Ne mai povesti ce faci, am înțeles. Tu afirm că nu prea ai timp liber pentru că muncești foarte mult. Da, asta e o problemă oarecare. De ce? Vrei să agonisești cât? Asta e problema, că de unde agonisești, nu mai agonisești cât lumea. Și atunci de ce îți cauți timp liber pentru a ieși la o terasă, la, cu o fată? Timpul acesta de a ieși la o terasă sau cu o fată, el e foarte, aș zice eu, puțin, n-aș zice că e puțin, dar încrederea deja nu mai este aceea care cum era cu câțiva ani în urmă. Sau. Eu știu că tu ai trecut pentru o etapă destul de dificilă și pe care hai să o povestim noi. Era într-o călătorie la Edinț în stație, ai văzut o domnișoară. Da. După aia v-ați cunoscut, ați trăit în concubinaj ce perioadă de timp? 4 luni. 4 luni. Și tu ai plecat pentru că ai plecat peste hotare. Da, pentru agonisă. Știi, pentru o nuntă frumoasă. Da. Corect, am înțeles. Iar când ai revenit, da, peste cât timp ai revenit? Peste 3 luni. Deci nu pe mult timp, cum ar fi, da? Și în 3 luni când ai revenit, iubita ta era însărcinată. Da. Și însărcinată de la? De la... Cel mai bun prieten al tău. Nu am eu, era prieten. A, nu era tu, a ei. A ei era, zicea că e frate de cruce, nu știu ce, dar atâta, într-un final s-o primit. Spați de-am acasă cu fratele meu de cruce. Da. Schimbai să faci copii de cruce. Da, sunt și de dobă. Bun, eu vreau să te întreb altceva. De unde, cine ți-a spus că nu este copilul tău? De unde știi? Poate era tău. Nu prea cred, deoarece... Păi ați făcut un test ADN, exact. Da, am făcut un test ADN. Și? Negativ din partea mea. Stați un pic. Tu te-ai reîntors înapoi, ea era însărcinată și ți-a zis că este al tău. Voi ați trăit împreună mai departe. După aia s-a născut copilul. După aia eu am mai stat o săptămână de zile. Așa, dar ți-a zis că e tău. Da, am mai stat o săptămână de zile. Apoi am plecat iarăși peste hotare. Ai lăsat femeia însărcinată, gata, într-un ceas bun. Da. Și? M-am dus că de-am să grămădesc de-am copil, da. Așa. Și când m-am reîntors înapoi, atunci am șansă de-am 7 luni am stat acolo. Când m-am întors înapoi, cam copilul, cam să de-am să, cum s-ar spune, să năștiesă. Și era deja născut? Da. Băiețel, fetiță? Băiețel. Deci tu n-ai participat la... Naștere. Bun. Și ce te-a făcut? Ce te-a determinat să mergi să-l dai, să vezi dacă este al tău, nu al tău? Ce nu s-a manat cu tine? S-a manat copiii mici, întotdeauna nu mai mă s-a manat cu fiecare, dar m-a pus în gard toate relațiile noastre și terminul, cum s-ar spune mie. Sincer vă spun, mie minciuna nu mi-o place. Da, minciună știu. Ați dar culmea că acum scrie încă. Da. Dar ce scrie acum? Salut, ce faci, unde ești? Ei, dar nu scrie de dragoste, că și eu mă scriu cu toți muzicanți. Salut, ce faci? Asta nu înseamnă că eu îl vreau dar, să-l iau acasă. Nu am obiceiul de a bloca persoanele. Eu știu că nu vrei să vorbești persoana aceea, pui în ciorne spis, nu-ți mai scrie. Dar dacă nu pui în ciorne spis, înseamnă că vrei să scrie. Are Venus în Taur și Luna în Capricorn în conjuncție cu Saturn. Într-adevăr, nu va arăta niciodată trădare. Dacă a fost trădat, va sufla și în ceaiul rece. Va fi tot timpul încordat. Va fi permanent în suspiciune. Va fi cu control, maxim control. De aia, din start, dacă mă întreb despre compatibilitate, Elena nu se potrivește din punctul ăsta de vedere, nu se integrează. Eu aș recomanda lui Ion o femeie, într-adevăr, practic, care stă foarte bine cu picioarele pe pământ, de altfel cum și este eroina noastră, dar cu pretenții mai mici. Ion, tu câștigi 2000 de euro pe lună? Nu. Dar ea vrea un bărbat care 2000 de euro, e mai puțin nu. Dacă îi pui 2000 de euro pe masă, ei te acceptă. Dacă nu, nu acceptă. E între astea 2000 de euro, eu n-aș cu 2000 cumpăr jumătate de sat. N-aș pune punct pe 2000 de euro. Eu aș pune punct mai mult pe relațiile dintre persoane, comunicarea. Da, da.
asta. El este un bărbat care chiar are nevoie de o femeie la fel pe aceeași undă. Exact. Gospodărească, așa, da? Care ar prețui că tu aduci la casă același cup de lemne, același braț de lemne, nu contează. Adică împreună să agonisiți, să faceți o gospodărie a voastră, să aveți al vostru. Cumva nu te văd de gen de bărbat care ai riscat să înșeli o soție sau să cauți aventuri. Nu te văd, toate că știi cum firea bărbatului, niciodată nu știi. Dar eu te văd un bărbat foarte fix, foarte sigur, de încredere. În același timp vreau să te întreb, totuși străinătatea este așa o provocare acum pentru genul nostru, pentru noi în general. Tu te-ai ars cumva când ai plecat. Acum, dacă s-ar pune problema din nou să pleci, ai mai avea aceeași încredere? Ai mai risca să pleci, să totuși ai rămâne aici? Ai înfruntat toate provocările și ai... Ar lua soția cu el. Ori împreună, ori aici, asta, ori mai lecția departe. Asta a fost, da? Da. Ori împreună, ori pe loc, cât este. Puțin bun, dar e nostru, da? Bravo, Ion! Deci este momentul potrivit în care vreau să te invit în scenă, pentru că vrem cu toți să urmărim ce surpriză a pregătit meșter Faur Ionică pentru frumoasa noastră, Elena. Rămâneți alături de noi. Ia să știu. Ia să... Oameni, că a pus o construcție mică și o să... Casă, cum ar fi construcția casei, familia casei, casa pe viitor a cuplului nostru, dar asta că doamne se primește ca baza. Să pun temelia ca să piatra. Apoi am luat două manevră, nu știu, primește cinci podelele cele care... De parte, dacă nu știți, să facem și colțuri de case. Colțuri de case. De obicei, femeile, cele care sunt femei bune, ajută bărbatul de lângă ea, dar tu știi. E suficient când îl susțin. Da. Moral, spiritual, cum? Un copil design interior. Dar cum le-ai susținut? E că e ca acum la moment. Ce le-ai susținut acum? Acum i-am scos pereții și i-am dat. Ai scos pereții. Ion, mulțumim pentru această surpriză. Îți dorim succese mari. Și m-aș bucura dacă Elena te-ar invita într-o nouă viață alături de dânsa. Distractiv construcția din carton. Ți-a plăcut? Nu. Nu? Trebuie și clar. Destul de clar. Nu mai zic în de chipul ei. Eu cumva am citit asta. Știi cum acum sunt două categorii de femei. O să te judeci. Una zic, băi, uite femeie, nu-i gospodină, chiar nu-i putut până mâna. Altele o să te înțeleagă, pentru că nu poți să te forțezi când nu vibrezi pe aceeași undă cu ocupația sau felul de a fi a unui bărbat. Dar oricum, cineva o să judeci, știi? Da, eu stăteam acum, te urmăream pe tine și mi-am dat seama că așa un fel de alintătură de femeie ești. Tu, așa o spar, așa o bărbat. Zici să oferi, dar tu ce poți oferi unui bărbat? TikTok și Instagram? Da, corect. Pentru ei s-a părut surpriza plictisitoare, dar dacă își dădea și ea interesul să se implice, poate i-ar plăcea. Nu te-a aprins. Da. Tu ai multe planete în leu, planetele gender le ai în leu și îți trebuie și un bărbat practic, după cum am menționat, dar și un bărbat riscant și un bărbat care îți va face sărbătoare zi de zi. Ești așa un soi de fetiță? Exact cum ai spus, o generație e noi, știi? Eu urmăresc deseori fete care îmi scriu pe Instagram și spun că eu vreau așa. Dar în același timp nu ești, nu ți-e frică să lucrezi, știi? Asta e în contradicție cu doleanțele tale, asta e bine, știi? Pentru că e important să lucrezi. Eu cunosc așa un caz, o femeie cu un soț foarte bogat, foarte influent, muzician, care i-a făcut 3 copii, toată viața nu a muncit, a fost cu el întotdeauna la bine și la greu acasă și acum se intentează proces de divorț. Și dai seama că și femeie o să vină greu după aia, da? Când tu ai stat 15 ani acasă, nu ai făcut nimic absolut. Și el e muzician, hai, draga mea, nu te da. Dar a fost un exemplu mondial, să vă spunem, da? Vezi că de-am stat în spans. Și vezi că trebuie mereu să lucrezi spre ta, prioritar. Nu știu, eu îți recomand să crești tu. Tu să crești, să iei careva cursuri de perfecționare, careva studii, cursuri, neapărat universitate, da? Și tu să fii foarte sigur pe ceea ce știi, pe ceea ce poți. Și ăla bărbatul care îți e predestinat o să apară natural, nu trebuie să alegi, nu trebuie să-l cauți, nu trebuie să visezi că anume el va apărea natural în contextul în care tu îl vei atrage. Nu poți sta într-o benzinărie, să nu faci nimic și să apară frumos pe cal. Dar el nu face nimic, nu ai ce te contrazic. Elena noastră lucrează ca să ieri lucrează. Nu păi da, dar ești într-un mediu, înțelegi? Înțelegi? El e mediu îngust, unde nu slabe da, șanse, dar Elena e bravă, ea nu cerșește. Ea e bravă, categoric. Ea muncește, ea nu cerșește. Și îți clar, eu vreau un bărbat, ăsta, ăsta, ăsta. Dar tu ai întrebat-o ce-i oferi tu. Păi singur te contrazici. Tu ai întrebat-o ce-i oferi pe lângă faptul bun, acum tu spune-mi altceva. Dacă, pe cine ai recomandat din ăștia tăți trei? Adrian, Vadim și Ion.
Iarăși, tu tare m-ai provocat din momentul în care te-am văzut în cabina de machiaj. Ești o fată care trebuie mereu, ești o, știi cum, cacatușcă, foarte pozitivă, foarte atractivă, foarte bună într-o companie cu un bărbat care o să te atragă și el la rândul lui, da? Ești o personalitate cumva care ai menirea să nebunești, eu cred așa. Adică tu poți, ai acest vibe de femeie, da? Dar în același timp avem trei bărbați absolut diferiți și doar primul, eu consider că Adrian e cumva mai aproape să intre în raza ta de a fi satisfăcută, da? Eu cred că cumva Adrian ți-a provocat așa, ai și zâmbit, ai și emoționat un pic. Faptul că e la Mihăileni, faptul că e în nord și tu vrei în centru, asta este absolut rezolvabil. E important să te provoace, ca tu să fii acea nebunatică, știi cum? Cam da, e și vârsta, 23 de ani, îți dai seama că acum gândiți într-un mod, peste 4 ani vei gândi absolut altfel, se schimbă. Deci eu tot așa eram. Nu, probabil aveam un perioadă că nu vreau să mă mărit categoric, crede-mă. Dar apare, peste un an femeia se schimbă foarte mult. Într-un an se schimbă foarte mult radical simțurile tale, trăirile tale, doleanțele și solicitările. Eu nu prea cred că ia cineva să aleagă, deoarece are careva ambiții. Îți recomand astrologic să te orientezi în cadrul emisiunii noastre la alegerea unui prieten care ți-a plăcut cel mai mult. Adrian, din câte am văzut, ți-au sclipit ochișorii. Ion și Vadim, nu te supăra, dar eu nu te recomand băieților, din ce considerent, fiindcă băieților le trebuie altă muză, o femeie mai modestă. Dacă mă alege pe mine, eu cred că vom continua relația. Eu însă, în schimb, îți propun să-ți faci alegerea potrivită și ne-am bucurat dacă tu, în cadrul emisiunii Hai să ne căsătorim, îți vei alege perechea potrivită. Dă-mi voi spun fraza asta, da? Ascultă-ți inima. Da, și alege potrivit. Te invităm. Salut! Că hai să comunicăm, să facem cunoștință, nicio problemă. Mergem? Da. Dragii noștri telespectatori, ca de fiecare dată eu vă îndemn să vă ascultați inima și să faceți alegerea potrivită. Exact cum a făcut și eroina noastră, l-a ales pe minunatul Adrian. Vouă însă, dacă v-a plăcut de cineva dintre candidații noștri, nu ezitați să ne scriți și să completați ancheta. Eu sunt Lenuța Gheorghiță și sper ca fiecare dintre voi să audă măcar o dată în viață cuvintele magice: hai să ne căsătorim. Și pentru că în această seară avem parte de o ediție mai specială, o avem alături de noi pe frumoasa noastră interpretă de muzică ușoară, Tatiana Hegea. Vrem să o invităm aici, în scenă, doar în cadrul emisiunii Hai să ne căsătorim, să ne cânte frumos, doar așa cum o știi, doar ea să o facă. Cad filele din calendar și în suflet primăvară iar, e anotimpul tău, iubirea mea. O primăvară când ești iubit și când iubești și inima din piept se sar ar vrea. Iar pe cer undeva se întâlnește stea cu stea și apoi la lumina lor bate inima cu dor. Dar aici pe pământ e de ajuns doar un cuvânt când în ochii tăi privesc și îți spun, eu te iubesc. Când te vii orile sublim, despre iubirea ce-o trăim, e paradisul nostru pe soarele pe cer, când eu sărutul tău îl cer, ce dulce-i melodia dragostei. Iar pe cer undeva se întâlnește stea cu stea și apoi la lumina lor bate inima cu dor. Dar aici pe pământ
cuvinte.